nu e bine să sari cumva dintr-o relație în alta, odată ce ai încheiat un capitol din viața ta. Asta e regula numărul 1. Le putem pune așa pe reguli, ce e bine, putem ce nu facem. E bine. Putem să facem. Deci nu, ca o rubrică de revistă. Așa, nu ne aruncăm imediat într-o relație când am terminat alta, da? Da, și aș spune acest lucru pentru a reuși să te regrupezi, să-ți dai seama cine ești tu. Așa. Da, pentru că, nu știu, să zicem că ai... petrecut foarte mulți ani alături de o persoană. Uh-huh. Inevitabil, identitățile voastre au fuzionat. Corect. Nu mai există o graniță clară unde te termini tu și unde începe el. Da. Da? Și personalitățile cumva complementare, mai ales când vine vorba și de un copil și responsabilitățile, da? Unul făcea de mâncare, unul gătea, unul era responsabil cu transportul cu mașina. Exact, se împărțeau responsabilitățile. Da. Și tu trebuie să-ți dai seama, după ce închei un capitol, unde te situezi. Da? Să-ți dai seama cine ești tu cu adevărat. Poate tu ai uitat ce-ți făcea plăcere. Da? Te-ai confundat poate sau cu pasiunile partenerului. Da? Trebuie să-ți dai seama care sunt prietenii. Da, cumva trebuie să te reinventezi. Să reiei viața de la capăt, de acolo de unde ai plecat înainte de a intra în acea relație, nu? Da, și cu maturitatea și cu ponoasele, să zicem așa, cu învățămintele și cu experiență, exact, cu niște concluzii trase în urma experienței. Da, pentru că nu orice final de relație, da, trebuie să fim sinceri, nu orice final de relație aduce doar minusuri și dezamăgire, exact, și păreri de rău, ci din contră, din unele relații avem foarte mult de învățat, da? Relații care ne maturizează foarte mult, exact, ne ajută să ne descoperim poate pe noi, exact, și mai mult. Da? Bun. Deci, ca regulă, nu intrăm în altă relație dacă abia ne-am despărțit sau nu ne unim destinele cu o persoană care abia a ieșit dintr-o relație, da? Da. Bun. Ce se întâmplă în situația în care acea persoană care abia a rupt o relație cu cineva insistă și vrea neapărat să intre în relație cu noi? Refuzăm? Ce facem? Așa cum am spus, lucrurile trebuie să meargă gradual, pas cu pas. Adică da, cei doi nu se gândesc din start la mutat împreună, la lucruri, da, de mare importanță, ci se întâlnesc, se duc la un film, la o cafea, da, sau cum trebuie să procedeze. Și eu cred că onestitatea are o mare valoare în cazul de față. Da, cei doi, să zicem, nu știu, odată după ce trec cei 30 de ani, să zicem, oamenii sunt mult mai direcți cu ceea ce își doresc. Da. Da? Mai ales femeile spun, da, eu nu mai am timp de pierdut. Exact. Da? Hai să punem cărțile pe masă. Eu îmi doresc aia, aia, aia. Corect. Da? Și lucrul ăsta îl cer și de la parteneri și eu cred că e un lucru foarte corect de făcut. Da? Dacă ar proceda așa și tinerii, ar fi mult mai simplu și n-ar fi atâtea despărțiri. Da, dar durează. Durează. De asta am spus că se întâmplă... 30 poate e o vârstă derizorie, dar se poate întâmpla și la 40, 50, 60, da? Da. Așa cum apar divorțuri și la vârste înaintate, da? La 60 de ani, la 70 de ani. Aici vreau să ajungem puțin, da. Da? Așa pot surveni la orice vârstă. Din păcate, pe perioada pandemiei s-au produs foarte multe divorțuri. Da. Și încă se produc. Așa cu din ce citeam și spunea și un coleg, a fost Mercur retrograd și multe cupluri s-au despărțit. Bun. Când ești mai tânăr, mai treacă, meargă. Te gândești că ai viitorul în față și poți să-ți refaci viața cu copil, fără copil. Dar există acele divorțuri, culmea, la persoane, soți, soții, da, care au trăit 20, 20 și ceva de ani împreună. Ei poate au ajuns la 50 și 60 de ani. Da. Au poate copii de 20 și ceva de ani, da, care sunt poate plecați, mutați, căsătoriți, cu nepoți, etc.
De ce ajung oamenii aceia să divorțeze după o viață de om trăit împreună, da? Au făcut casă, masă, tot, copii realizați. Ei au trăit 24 în 24 împreună. Cum ajung să divorțeze acele persoane? Ne putem lega aici. Bine, motivele de asemenea pot fi multiple. Da, dar să zicem, dar cum poți dacă să renunți ne referim după la timp? Vârstele sau intervalul de vârstă 40-50, să zicem că îl putem atribui și pe seama crizei vârstei mijlocii. Atât la femeie cât și la bărbat, da. Să lămurim, sau da. Doar la bărbat? Nu, atât la femeie cât și la bărbat, dar la bărbat este mult mai accentuată. Cel puțin așa spune literatura. Da, sunt anumite schimbări fiziologice, da, trecerea timpului, fugit, ireparabile tempus, așa cum e spus și în poezie. Deci bărbații după anumită vârstă sunt mai predispuși ca femeile să înșele? Nu. Nu? Asta nu. Nu, dar bărbații conștientizează că nu mai sunt poate la fel de activ, de energici cum erau în tinerețe. Așa. Da, au ajuns să zicem că au tot ce își doresc sau au ajuns la vârful acela din punct de vedere profesional. Da. Da, au și-au profesional, cam personal, material, să zicem, până la 50 de ani, să zicem că și-au bifat o mare parte din obiective, da? Sunt împliniți din punct de vedere economic, da. Social, poate au deja un grup de prieteni sau un anturaj bine constituit. Dar v-am spus, apar anumite schimbări. Ei resimt această trecere a timpului mult mai acut, mult mai pregnant, și atunci tind să compenseze prin tot felul de activități nebunești, așa cum le văd cei din jur. Așa. Da? Să facă tot felul de călătorii în zone exotice, să își dea demisia de la job, să cunoască alte persoane, da? Să-și caute partenere mai tinere poate decât soțiile lor, da, care din nou să-i confirme și să-i valideze acea masculinitate, acel eu masculin, da, da, exact, putere, să-i mângâie forță, cumva ego-ul, da. Să se implice în tot felul de cheltuieli excesive, să facă tot felul de lucruri din acestea cumva șocante pentru cei din jur. Aici, mă scuzați, puțin fac o paranteză, pare a fi tabloul unui adolescent cumva, nu? Da, sau poate un episod hipomaniacal, ca să glumim, da. Adică, așa, să-și schimbe vestimentația, coafura, modul de a se comporta, modul de a vorbi. Și cât ține perioada aceasta? Poate ține luni, poate ține chiar și ani, dar cumva mai important e ce urmează după, pentru că, haideți să vedem că sunt curioasă. Această schimbare, să zicem că poate să treacă de la sine, da. Da, acea persoană se poate convinge că totuși ce are el nevoie este în interiorul familiei, da, alături de partenera cu care a construit atâția ani ceva. Sau această căutare poate merge mai departe. Îi poate aduce tot felul de acuze actualei partenere. Da? Că eu, uite, am stat acasă, nu am putut să fac cu tare lucru pentru că aveam un copil mic. Tu ai stat acasă, să zicem, cu copilul, eu ar trebui să muncesc. Apar tot felul de motive din astea de discordie. Cumva sau de simte că a pierdut un timp. Da. Cumva simte că putea să facă altceva mai important în perioada aceea, da, decât și să stea acasă, să conștientizează cumva copii. Că vine un fel de alunecare de teren. Așa. Da? Care este trecerea la etapa, să zicem, de după 60. Poate că vine pensia, da? Și simte din nou o stare de nesiguranță care îi accentuează trăirile. Dar nu atunci poate apărea poate la acești bărbați și acel sentiment, că vorbeam de bărbați, o să mergem și pe partea feminină, acel sentiment că poate ei îmbătrânesc, iar partenera se poate duce în altă parte sau, da, aici vorbim pe partea aceea de potență. Da, da, așa cum am spus, sunt schimbări și fiziologice, hormonale. Atât la femeie cât și la bărbați și clar toate aceste lucruri își spun cuvântul. Bun. Și așa cum spuneam, aceste modificări pot duce la decizia de a divorța, de a
își găsi poate pe altcineva, dar nu trebuie să fie obligatoriu. El poate pur și simplu să plece, să renunțe la acea relație pentru că nu se mai identifică.